Infecțioase de la județean, înțeleg că e singura din județ care poate să preia un adult cu o suspiciune de coronavirus sau care ar avea o parte din simptomele pentru această boală. Aveți tot ce vă trebuie, ca material sanitar, personal, pe secție și puteți să faceți față dacă discutăm de mai mulți oameni, nu doar de un caz, cum a fost cazul cetățeanului italian? Da. În momentul de față, noi avem amenajat la demisorul secției de infecțioase 5 saloane, între 2-4, sunt 10-4 disponibile, care evident nu sunt toate goale în momentul de față, dar sunt o rezervă de 2-4, este permanent menținută liberă. În cazul în care suntem informați că sunt mai multe cazuri, eliberăm celelalte rezerve. Pacienții care nu sunt grad sunt transferați la secția de dermatologie, unde am eliberat tot parterul, și pe secția medicală 1 și medicală 2. Trebuie să țineți cont de faptul că noi suntem doar punct de tranzit, dacă vreți, în momentul în care se constată sau este o suspiciune, pacientul sau persoana respectivă, să spunem pacient, încă nu este cazul, este izolată, se transmite, se reportează probele, se transmite la Timișoara, a transmis alaltă ieri. Răspunsul vine în câteva ore, mai mult durează drumul până acolo. Practic, în 2 ore după ce au ajuns acolo, avem confirmarea sau infirmarea, cum a fost cazul cetățeanului italian. În cazul în care, Doamne ferește, ar fi o confirmare, trebuie să trimitem pacientul, respectiv deja devine pacientul, trimitem la Cluj sau la București. Deci nu va sta la județeanul Sibiu. Vă confruntați cu vreo criză în aprovizionarea cu materiale de protecție pentru angajații spitalului, măști și ce mai aveți nevoie? Acum există o criză. Noi, din fericire, ne-am aprovizionat cu 30.000 de măști în luna ianuarie și zilele trecute am adus încă, dacă vreți să vă dau cifrele, am adus 20 de combinezoane de protecție, 35 de viziere. Am achiziționat în ultima săptămână 5.000 de măști care sunt la UPU și 4.000 le-am dat la infecțioase, 120 de halate de extra protecție impermeabile, 30.000 de botoșei, măști speciale pentru coronavirus, aveam 50, am ajuns la 360, deci încă 310 ne-am adus zilele păstea. Numai că, așa cum ați remarcat, prețurile au sărit în aer de la 6 bani masca obișnuită, ultimele le-am luat cu 2,1, deci de 35 de ori prețul. Pentru că sunteți un economist și ați lucrat în mediul financiar bancar, cum vi se pare asta? Creșterea asta de preț? Da. Considerați că e normală? Categoric, nu numai că, din păcate, în toată Europa, situația cam asta este și, cum bine știți, acel proverb, nu spui toate ouăle într-un singur coș, sunt toți furnizorii noștri de aceste materiale, s-au bazat doar pe China. Pentru că, dacă știți, acum câțiva ani, cum se produceau la Cizandia aceste tipuri? Araguze. Dar atât de ieftin au venit cele din China, încât se aduc din import. Și acum nu mai există producători în Europa, din câte știm. Aș mai avea o întrebare, ținând cont că spitalele publice din țară, unele au fost luate, practic asaltate, să nu zic luate cu asalt, de mulți oameni, pe la urgență, pe la infecțioase, care sunt disperați, îngrijorați, poate exagerat, nu știu. Și zic, domne, uite, m-am văzut cu un italian, am trecut pe stradă pe lângă un italian, a fost în supermarket, la casa de marcat, mi s-a părut că tușește un om care zicea că a venit din Italia. Sibiu se confruntă cu un aflux mai mare de pacienți care vin în UPU sau la infecțioase, sau de la medici de familie, vi s-au redirecționat pacienți care au ajuns zilele acestea, în perioada asta, și au fost, nu știu, în Italia sau în vreo țară în care a apărut coronavirusul? Nici măcar cu gripă obișnuită. Ok. Dar telefoane sunt. Și sună și oameni și toate se pe că lumea se informează. Mult mai mult decât era înainte, dar nu putem spune că este un aflux. Am înțeles. Cât se mai